Salutare pariori și bine v-am regăsit la ponturile zilei. O să avem parte de fotbal de acum înainte, nu vom mai fi nevoie să jucăm pe Nicaragua și Belarus. Mergem în Bundesliga, unde avem o confruntare interesantă între Dortmund și Schalke. Derby în prima etapă de la campionatului în Bundesliga, cu două formații cu obiective clare. Dacă gazdele sunt la 4 puncte de lider și speră la titlu, cei de la Schalke sunt în căutarea unui loc de Europa League. Dortmund are prima șansă, dacă privim forma în care se afla în momentul declanșării pandemiei, și Alche nu a reușit să se impună ultimele 9 partide în toate competițiile, avem o cotă la Superbet de 1,53 pentru ca gazdele să marcheze de două ori în meci. Chiar și cu diferența dintre cele două, un derby rămâne un derby și putem observa felul în care și a manageriat ultima deplasare de la Dortmund. când am avut un duel extrem de spectaculos, și Alche s-a impus atunci cu 4 la 2, avem o cotă de 1,75 pentru ca ambele formații să înscrie pentru cei care sunt nehotărâți în privința rezultatului partidei și nu vor să joace 1 X2, le recomandăm un combo, în sensul că gazdele nu vor pierde confruntarea de vineri și se vor marca minimum două goluri în meci, 1 X și 2 plus 1,32 la Superbet. Așadar avem trei ponturi pentru derbiul dintre Dortmund și Schalke, din care putem să alegem. Până data viitoare, pariați responsabil. Pe curând!